blue moon. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me sing a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my heart will ever hold. I heard somebody whisper, please tell me. And when I look, the moon had turned to gold. Blue, I'm no longer alone, without a dream in my heart, baby, without a love of my own. Without a dream in my heart, oh yeah, without a love of my own, yes, without a love of mine. Oh. Ah, iartă-mă. Iulian Cana. De astăzi pot să zic pur și simplu Nat King Cana. Piesa asta a fost cântată în special de un cântăreț, Mel Torme, îi spunea. În primul rând vreau să felicit și pe Loredana și pe Dana Dorian pentru alegerea asta. De ce? Pentru că noi încercăm să alegem piese care sunt actuale, care au foarte mare întindere la public, să fie cunoscute de către lume, iar credeți sau nu, dar piesa asta a fost compusă în 1934 de către un cunoscut cuplu, Rodgers and Hart, care au fost făcut. Dar vocea lui ce spune? Iartă-mă. Iar important avem să știm în ziua de azi internetul. Istorie, doar intri pe internet și afli cine a compus-o, cum a compus-o. Bine, cum o spui tu, nu o spune nimeni. Eu am mers frumos, în sfârșit 23-24. Deci, ceea ce vreau să spun... Tu ești fii foarte atent, tu ești tributar vocii tale. Deci fiecare piesă a ta din concert, cât te-am cunoscut noi aici, eu nu ți-am văzut niciun concert niciodată. Deci de fiecare dată, nici o problemă, nu-i timp pierdut. Începe, a început foarte bine, liniștit, dar toată lumea așteptat. Înțelegi? Ești tributar acestui lucru, pentru că neapărat nu treci o piesă fără acest accent este al timbrului tău. Semnătura Canaf, pur și simplu. Ești o semnătură interesantă și meriți toate aplauzele publicului. Moga, am văzut că ți-a tremurat papionul. Da, da, da. Ca vocea lui. Mi-a plăcut foarte mult și mai ales finalul și mă bucur că oarecum, fără să fi avut aceeași viziune ca și Loredana, acum ne-am sincronizat, că îmi place. Și ești un fel de bluesman mioritic. Smiley! Scurt, scurt, am văzut că ai râs mult. Te-ai simțit bine? Mi se pare incredibil ceea ce face omul ăsta. Tu ești incredibil. Ești cel mai controversat concurent de la Vocea României, dar să știi că ești și cel mai discutat. Oamenii vorbesc despre tine, ca să știi, în afara emisiunii, pentru că ești special. Asta e clar. Ești un tip special, un cântăreț special. Și se vede că ești un artist în adâncul sufletului tău și se transmite mai departe. Oamenii ai văzut că au răspuns imediat la felul în care ai cântat tu. Vreau să o felicit pe Loredana pentru că nu știu ce metodă a folosit, dar a reușit să te disciplineze un pic. Da, asta vreau nu știu ce a făcut. Antrenoarea
mea, un fel de Mourinho în fotbal. Am înțeles. Pe vremea mea era metoda Nuiaua. Sigur nu a mers acum. Loredana, ai văzut, Brenciu a zis ai dreptate, Moga ai dreptate, Smiley a zis felicitări. Mourinho, vă rugăm. Mourinho. Știam ce zace în tine. Și de asta eu am așteptat cu răbdare ca să ajungi în acest moment în care să lucrăm mai mult împreună și să putem să arătăm României cine ești tu, pentru că mulți s-au judecat greșit. Tu ești un mare cântăreț, ești un mare muzician, cunoști toată istoria bluzului și a jazzului. Și o să mai fie multe surprize pe parcurs pe care le veți descoperi la acest domn din Iași care vorbește atât de dulce moldovenește și care în această seară mi-a dat niște emoții incredibile și mi-a ridicat adrenalina și pulsul. Dacă acum mi-aș lua tensiunea, nu știu, cred că v-aș speria colegilor. Că trebuia să cânte cum trebuia. Mi-ai transmis, nu, pentru că știam exact că el va face. Canaf, ai reușit în seara asta să demonstrezi României cât de tare ești. Pentru că eu știu cât de mult știi în muzică și toți cei care au crezut despre tine altceva, cred că în seara asta s-au lămurit că ești un mare, mare artist. Și că am avut încredere în tine și nu degeaba. Ai reușit să mă emoționezi și să mă faci deja să visez foarte departe. Așa că îți mulțumesc pentru tot. Și pentru faptul că existi. Vocea lui